În perioada 16 martie-17 aprilie 2020, în municipiul Roman se va desfășura concursul anual de curățenie de primăvară adresat tuturor romașcanilor și care a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Romanul curat și verde este tema generică sub care se vor desfășura activitățile de ecologizare și înfrumusețare a municipiului nostru. Competiția de curățenie va începe pe 16 martie, înscrierile putând să se facă doar în perioada 2 martie-13 martie 2020. La concurs se pot înscrie toți romașcanii, indiferent de vârstă, grupurile țintă fiind instituțiile de învățământ, grădinițe, școli, licee și alte instituții educaționale, asociațiile de proprietari, organizațiile și asociațiile non-profit, operatorii economici, instituțiile publice și persoanele fizice. Scopul acestei competiții este salubrizarea și înfrumusețarea cât mai multor spații verzi, părculețe de joacă, aleile dintre blocuri, parcările, platformele gospodărești, căi de circulație rutieră și pietonală, din și balcoane. Înscrierea la concurs se poate face printr-un e-mail trimis la adresa mediu@primariaroman.ro sau personal prin completarea unei cereri tip, care se găsește la biroul unic al primăriei municipiului Roman sau care poate fi descărcată de pe site-ul primăriei municipiului Roman, www.primariaroman.ro, secțiunea servicii publice mediu. Profităm de faptul că suntem în primăvara calendaristică și demarăm cea de-a 11-a ediție a concursului de curățenie Romanul Curat și Verde, care se va desfășura în perioada 16 martie-17 aprilie. Perioada de înscriere este între 2 martie și 13 aprilie. Regulamentul este deja pe site-ul primăriei municipiului Roman. Oricine dorește să participe este binevenit să se înscrie la acest concurs. Nu există practic o limită de vârstă sau un număr limitat de participanți. De asemenea, ne adresăm asociațiilor de proprietari, agenților economici, persoanelor fizice, fie că locuiesc la casă sau în condominii, sunt invitați practic toți romașcanii, fie că vorbim de persoane juridice sau persoane fizice, să avem cu toții un oraș cât mai curat. Înscrierea la concurs se poate face prin e-mail la adresa mediu@primariaroman.ro sau personal prin completarea unei cereri tip, care se regăsește la biroul unic din sediul primăriei municipiului Roman sau pe site-ul primăriei municipiului Roman. Câștigătorii vor fi desemnați de primarul municipiului Roman, Lucian Micu, în urma verificărilor efectuate în comisia implicată. Pentru anul acesta, premiile oferite de administrația publică locală pentru toți cei implicați în competiția de înfrumusețare a orașului vor consta în vouchere de cumpărături, astfel încât fiecare câștigător să-și poată achiziționa uneltele, echipamentele și materialul care să-i ajute pe viitor să mențină curățenia și să întrețină spațiile verzi. Informații suplimentare despre regulamentul concursului pot fi obținute accesând pagina oficială a primăriei municipiului Roman.